ești o persoană mai hotărâtă decât semenite. Viața ta este decorată cu un minunat simț al umorului. În plus, poți râde chiar dacă se distrează cineva de tine, ceea ce este foarte neobișnuit pentru o persoană mândră și sensibilă. Fiind de decisă și întreprinzătoare, vei folosi cu ușurință toate oportunitățile pentru a-ți realiza planurile și ambițiile. Fiabilitatea și stabilitatea sunt importante pentru tine, dar ai o dispoziție pentru aventuri și îți poți asuma anumite riscuri. Ești în mod natural talentată, dar niciodată nu ești mulțumită de ceea ce ai. Tu te gândești la toate acțiunile tale, astfel încât spectatorii văd adesea imaginea creată de tine însăți. Pentru a te înțelege este destul de dificil, nu trebuie să ți pierzi timpul. În munca ta, ești pedantă, în familie ești inconsistentă. Tu nu poți fi numită previzibilă, deoarece ești condusă de obicei de sentimente, și nu de rațiune și de logică. Faci adesea greșeli și le experimentezi foarte dureros. Cel mai tragic eveniment din viața ta este un fiasco cu privire la imaginea inventată de tine, fără îndoială. Ceea ce ai inventat nu corespunde în niciun fel adevăratei tale esențe. Ca regulă, tu pui emoțiile deasupra rațiunii. Abordarea ta față de viață se distinge prin directitate și rapiditate. Ești extrem de atractivă atât pentru colegi de muncă, cât și pentru prieteni și rude. Atitudinea ta față de ceilalți este plină de bunăvoință și umor fin. Din moment ce umorul este un instrument fiabil pentru înțelegerea reciprocă, tu reușești întotdeauna să faci o impresie favorabilă noilor cunoștințe. Este posibil să găsești o cale de a agita chiar și cei câțiva oameni familiarizați cu tine și de a le provoca un nou interes. Comportamentul tău este imprevizibil, dar curând se obișnuiesc cu asta. Cu toate acestea, în spatele spontaneității tale exterioare, se află o linie de conduit atent gândită. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: aderență la tradiții, romantism, scrupulozitate în materie de bani. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate, natura ta blândă. Tu ești binevoitoare, accepți criticile cu durere reală și poți fi ușor supusă prin lingușire. De fapt,
Tu calculezi cu măestrie efectul pe care îl vor avea acțiunile tale. De regulă, preferi atacul deschis, dar tu ești un strateg atât de priceput și experimentat încât rareori nu reușești sau dezamăgești suporterii tăi. Ești mai mult extrovertă decât introvertă, dar în același timp ești complexă, greu de înțeles. Poți deveni lider atât în familie, cât și în structura socială. La serviciu, se poate să preferi să lucrezi în liniștea biroului tău, dar captezi în mod sensibil starea de spirit în echipă și nu vei reuși să te angajezi într-o conversație generală. Poate că pedepsa cea mai teribilă pentru tine ar putea fi lipsa de atenție din partea societății sau o subestimare clară a talentelor tale. Poți continua să lupți între nevoia de recunoaștere publică și dorința de singurătate. Prietenii și rudele trebuie fie să aibă răbdare sau să aibă un bun simț al umorului pentru a-ți răspunde în mod adecvat. Pentru tine, administrarea exemplară a afacerilor la serviciu nu înseamnă că aceeași ordine domnește acasă și în viața ta personală. Poți fi extrem de opțională și haotică în dragoste, creșterea copiilor și alte probleme domestice. Poți demonstra un interes obiectiv deosebit pentru oameni. Poți fi adesea prinsă studiind comportamentul unei persoane, istorie, limbă, antropologie. În acest sens, ai șansa de a deveni un bun psiholog, cercetător al sufletelor umane. În propriul tău cerc, te dovedești a fi un consultant de neînlocuit, în special în ceea ce privește aspectele legate de natura umană, dar nu toată lumea te ia în serios. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești familiară, iubitoare, prietenoasă. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de slăbiciunea ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 28 iunie soarta ta? Ești înzestrată cu un caracter puternic și cu o voință incredibilă. Odată ce ai ales o anumită cale în viață, nu te întorci niciodată. Respingând cu îndârjire obstacolele în calea ta, te străduiești cu diligență pentru toate planurile tale. Ca o regulă, ești îndrumată să iei orice decizie de vocea inimii, nu a minții. Toate acțiunile tale sunt lipsite de înșelăciune și ipocrizie. Ascunderea intenției rele în spatele acțiunilor tale ți este complet străină. Tu respecti foarte mult oamenii din jurul tău și niciodată nu vei discuta pe cineva în spatele lui. Orice declarație către celălalt cel mai adesea are conotații prietenoase. O caracteristică specială a ta este capacitatea de a manipula cu pricepere mințile oamenilor din jurul tău. Arta convingerii și a stăpânirii excelente a cuvântului îți oferă o oportunitate excelentă de a găsi o abordare a oricărei persoane. Aceasta, la rândul său, îți permite să realizezi cu ușurință acțiunile așteptate de la prieteni și colegi. Abilitatea de a recunoaște esența oricărei persoane din mediul înconjurător îți permite să eviți problemele atunci când alegi prietenii și partenerii de afaceri. Partenerii te ajută să realizezi succese profesionale în afaceri, iar prietenii aduc bucurie și căldură spirituală vieții tale. Atractivitatea ta contribuie la apariția unor noi atașamente. Tu găsești cu ușurință o limbă comună, chiar și cu primii oameni pe care îi întâlnești. De multe ori tu-ți găsești și dragostea aici atât de brusc și imediată te scufunzi în sentimente cu capul. Acțiunile tale, de regulă, diferă prin spontaneitate, dar ceilalți se obișnuiesc repede cu imprevizibilitatea ta. Tactica comportamentului, aparent mai asemănătoare cu cea a improvizării, este, de fapt, o serie de acțiuni atent planificate care vizează numai atingerea obiectivelor stabilite. În același timp, nu este în regulile tale să jignești interesele altora, iar ipocrizia nu are legătura cu calitățile tale personale. În centrul tuturor lucrurilor se află o tactică competentă de comportament cu o strategie elaborată, care vizează doar un rezultat pozitiv. Tu iei în considerare mediul și lauda meritelor tale. Nici nu trebuie să încerce cineva să-și dea seama ce se ascunde cu adevărat în spatele sufletului tău.
Cea mai ușoară cale este pur și simplu să fii tratată sincer și cu respect. În acest caz, se poate obține orice sprijin de la tine. Disciplina în îndeplinirea misiunilor oficiale și a organizării în programul de lucru te caracterizează ca angajat și manager de încredere. Dar viața de acasă nu poate fi la fel. Îți este greu de construit relații cu copiii. Toate nuanțele metodelor educaționale, pentru tine, rămân un sistem incomprehensibil. De multe ori suferi de atitudine neglijentă. Dragoste și compatibilitate. Viața ta emoțională este asemănătoare cu cea dintr-un roller coaster. Într-o relație strânsă, poți fi calmă și înțeleaptă, dar dintr-o dată pasională, explozivă și exigentă. Știi cum să-i protejezi pe cei dragi și să stai pe partea lor? Dacă cineva arată nedreptate față de ei, racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Dualitatea naturii se manifestă la lucru, în serviciu. Nu ești predispus să te limita la o profesie, ci cel puțin două, și ești capabilă să reușești în ambele. În ceea ce privește cariera, acționezi agresiv și în mod consecvent, dar nu ești foarte hotărâtă să cauți sprijin din partea altora. Tu preferi să urci pe scara corporativă pe cont propriu. Dacă vei alege psihologia drept cale profesională, vei putea să obții recunoașterea meritelor. Într-adevăr, ești capabilă să determini o persoană să fie sinceră, în special pentru a-i da sfaturi utile. Sănătate și boli. Tu iubești să mănânci, prin urmare, te poți confrunta întotdeauna cu problema supraponderalității. Fiind o personalitate luminoasă și veselă, tu vezi orice masă ca un eveniment, concentrându-te pe gustul alimentelor și al plăcerii companiei, și nu pe calitățile nutritive și sănătoase ale alimentelor. Aceste lucruri poate provoca o serie de probleme asociate cu digestia, inclusiv boli ale stomacului, ficatului, vezicii biliare, intestinelor. Ai o sensibilitate crescută la medicamente, deci nu ar trebui să te autolăzezi. Și, desigur, este foarte de dorit pentru tine o limitare semnificativă a alcoolului. Astrele îți recomandă exerciții regulate în aer proaspăt și nu în pat, așa cum preferi să o faci. Soarta și norocul. Ești intenționată, curajoasă și perseverentă. Îți urmărești cu încăpățânare obiectivele, depășind cu răbdare toate obstacolele. Ai capacitatea de a influența oamenii în mod elocvent. Folosind aceste avantaje, poți negocia cu orice persoană cu ușurință. Ai un caracter persistent, puternic, care te ajută să faci față dificultăților vieții. Ești norocoasă din punct de vedere material. Având parteneri excelenți, poți implementa cele mai ambițioase proiecte și planuri. Sfaturi pentru tine. Acordă mai mult atenție celor dragi. Atât copiii, cât și sufletul tău pereche merită o atitudine mai bună din partea ta. Mai puțină ironie, mai multe sentimente. Uneori este mai bine să rămâi tăcută decât să transformi o persoană. Să fii centrul atenției poate fi amuzant, dar mai devreme sau mai târziu toată lumea trebuie să se maturizeze. Găsește o modalitate de a renunța la comentariile acide. Abordează un umor fin. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat.
cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucări aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.